este ăla care face, nu, cu... Ăla n-aș părea. Pe desene și da-la... Eu alpaca. Am văzut că v-a plăcut vlogul ăla dinainte. Sunt Anubis în Bacpul. Radu s-a ars, eu nu. Nenea ăla vă mulțumește. Mulți dintre voi chiar au mers pe pizda măsii și au văzut că are și Facebook și da, nenea ăla ne-a zis mersi. Cine dracu nu are Facebook? Mi-a zis mersi futu-s morții mătii. Așa că să-și mănânce curva care a fotografiat-o și da, să trimite și poze cu ea nud. Bun, acum hai la plajă. Îi spuneți asta? Acum mergem la plajă, bine, n-am de gând să intru în apă, dar... Mergem la plajă. Asta e cel mai bun prieten al meu. Helicopterul! Vine garda, fugiți! Cumva helicopterul? Vine garda, tipul ăla fură blana. Am venit acolo de sus, vreau să văd dacă merge să filmez același căcat că l-am filmat și atunci ultima dată. Exact, ca să vedeți partea la alta vieții, înțelegeți? Sunt și părți rele și părți bune. Acum o să încerc să nu mai fut, ce adică... Și ăla e shortcut și acolo sunt oameni care fac baie în pizda mătii, nu știu. De ce ați vrea să faceți baie în căcatul albastru? Gluma cu pizda mântie, piștina e overrated. Da. Acum e mare. Așa, să-mi spuneți dacă te-am așa de zgâlțit și dacă da, spuneți-mi că mă iubiți. Hai de pizda mântie, cât de gras să fii să rupi scara. Hai de pizda mântie. Gândește că cobori aici și ești o babă, da? Păi așa să rupi scările cu protezele dentare de la babe, nu de la grași. Băi, am închis camera. Nu. Și ăsta e al doilea meu prieten cel mai bun. Te iubesc, Petrica. Ești toată cu stingătorul. Futu-ți morții, mă, tine, scară! Te urăsc! Uite, bă, aia, mereu mi-am dorit o pizdă. Mereu mi-am dorit o pizdă. Mai ții minte că am zis eu de Voinea că îi trebuie un pieptăne special? Voinea ți l-am găsit. Până dacă te uiți la video ăsta, uite-l. Exact. Exact. Și asta e ce mai rămâne prin părul lui Voinea după ce face baie. Uite cât e Voinea, ce dracu. De e Marea Neagră. Merge Voinea la mare. Bă, Radu s-a înțepat, arată-mi. Pe cameră. Ce pula? Așa, vreau să vă arăt templul ăsta mai Iași. E de pe vremea... Lucezar, Augustus, Traianus, Maximus. Aici se făceau ritualuri maiașe. Luai berea, o aruncai. Și da, de pe vremea aia se... Realizezi că toate numele pe care le-ai spus sunt la tine. Păi sunt la mine, săracule, că tu n-ai bani de ele, da? Sunt mulți. Oreg. A, și mai țineți minte că ai ieri, data trecută, în episodul ăla cu vacanța la pizdă. Care chiar a fost ieri. Tași, mă, așa, număram câini, ei, acum că suntem la mare, număram elicoptere. Dar nu văd, dar l-aud. Uite-l, elicopterul număr 14. Este al doilea. Bine, am văzut mai multe, dar nu mi-am arătat vouă din stick secret. Uite al 10-lea numai azi. Și acolo e o barcă, dar pe aia nu numărăm, care are nicio legătură cu marea. Elicopterele sunt într-o mare. Dar logic. Stai și dacă e sărac și nu ai bani, elicopterul nu-i vina mea, da? Ia fă YouTube. Fă-ți morți, mă, din YouTube cumperi 3 elicoptere pe zi, fraiere. Arată-mi elicopterul tău. Ai văzut alea de la televizor reclame? Nu știu dacă nu mi-arăți elicopterul. Ah, fraiere, intră pe Amazon și caută elicopter de jucărie. Caut elicopter de jucărie și după aia îmi spui cât costă și vezi că îți cumpăr. 3. Pan. Și cu elicopterul de jucărie ne plimb tot pe deasupra mării. Păi dacă ești tu gras în puțite, aș putea cărea, dar na. Uite, vreau să vă arăt o chestie. Vedeți oamenii ăștia? Cum se numesc ăla, oamenii ăștia cu băte? Pescari. Pescare. Și ce fac pescari? Explică. Pescuiesc. Pescuiesc ce? Pești. Pescuiesc pești, da? Trebuie ce nu se numesc? Pești. Ari. Ha? Te-ai gândit la asta? Pentru că cuvântul de bază e pesc. Hai de pula mea, era să mă strobească. Așa. De bază e pesc. Deci pescari ar trebui să pescuiască pescăruși ca să aibă sens, da? Nu. Ba da. Unde dracu' e logica? Uite, omul ăsta tocmai a prins un pescăruș. Prinde-l bine, tata. Acolo nu se pot făcut pătrile.
Nu dați mie poze, la fel. Nu. Nimic care telefon la tine. Nu e, fraier. Să nu-i telefon. Am telefon, da. Ăsta e card din ăla de băgat la ușă. Hashtag am telefon, tu n-ai. Ăsta e card ăla de Lidl care ți... Aici, fraier. Ia, arată. Nu. Nu, păi n-ai. Deci ăsta e telefon. Ce are, rămâne card ăla la Lidl de fidelitate, în pula mea. Așa, și toată filmarea asta are un singur scop, să o arată și asta piatra minunată. Vă place, nu? Hai să vedem cât de mult se mișcă. Dați like la piatra asta. Ce? Cât de mult se mișcă barca aia într-o oră. Păi fac timelapse din ăla gay. Fac un așa un din ăla cu muzică la barca aia, dar să vedeți că nu se mișcă deloc. Hai da. Ba, pula, îmi tremură mâna acum. Fac așa cu vălurețe. Uitați-l pe Poseidon în persoană. Poseidon, te rog frumos, dă-mi o minune. Poseidon, ne pula mai telefon. Poseidon? Ce ghii ești. Uite pula. Outro-ul meu. Uup. Uup. Sunt oameni pe aici care e că-s nebun sau ceva în genul, dar eu tot continui să arc. Poseidon, îți faci țara de râs. Dacă ești gras, nu-i vina mea. Întoarce-te cu spatele. Dacă pici, fac view-uri. View-uri. Poți să, dacă pici, poți să pun în titlu. Băiat mers la mare, pierit, mâncat de rechin, căzut de pe stâncă. Titlu. 300 de mâini de exclamării, exact ca pizza măsii. Hai să vă explic faza cu 3 semne exclamării. Stai mă, care l-am pus în titlu. Lumea a zis ceva de TV și nu știu ce. Ideea e că el pune 3 semne exclamării la fiecare video de-al lui. Și de-aia am pus și eu, că e ideea de... Eu nu fac vlog obicei, ok? Și ca să se înțeleagă. Era un fel de glumă mai mult, ok? Ei, nu săriți cu bâta. Săriți cu bâta. Încă. Văd curve, să îmi plac. Săriți cu drujba, nu cu bâta. Da, măcar săriți cu drujba, nu cu bâta, vă rog, e frumos. Acum explică-mi de ce apa e albastră. Să-mi va pula pe ea. Explică-mi, Poseidon. Aici avem un specimen de domn pe care spaliție nu știe că îl filmăm și nu știe că vorbim despre el, dar șșșș, tăceți. Hai bă, Radu. Pă bune. Pă bune. Cât a plebu. Să fie rușine. Hai de gând să filmezi fiecare selfie pe care îl fac. Un nou cantometru, numai cu elicoptere, cu selfie-urile tale. Deși... Și nu merită. Fac și pe tine fiecare selfie ca să nu pot să filmez. Nu. Eu mereu pot să filmez. Ce? Pizda. Vreți să vezi la frumos? Da, așa. Dacă pice pe cameră. Fai. Și acum a murit în pietre, ca să știi. Le filmez. Zi, explică-mi care erau posibilitățile, explică-mi. Nu știu, ăla. Deci băiatul ăsta mă știe. Nu știu dacă știi că l-am luat sine, dar... Deci, literally, acum câteva ore ne-am întâlnit cu două fete care i-au făcut stoc toată ziua. Ești ăla care face, nu, cu... Ăla nașpa, da. Pe... desene și da-la... Alpaca. Alpaca, așa, cu chestia... la mea... Lama. Ăsta e băiatul care acum două secunde ne-a salutat. Acum așa era seama. Da, dar am văzut că vorbea acolo singur cu camera și mi s-a părut că... că te cunosc de undeva. Te vezi pe canal vreo o zi, două, cred. Dacă vrei să te vezi. O să mă uit, o să mă uit. Okay. M-am abonat de curând. Okay, okay. Nu te știu de mult. Și Petru, tot mai ieșit din pietre sau? Ai și că s-a aruncat iar. Cunoaștem aici, că spune aici. Ok. Hai. Hai că vă. Ceau. Baftă. Hai bă, Radu, ce până. Ce dracu e aici? Ne primăm peste tot, cum adică ce e aici? Uite, acolo putem găsi crabi. Da, mă, dar hai să găsim crabi. Bă, noi am găsit un crab, n-am filmat, am găsit un crab mare și gras, care era supărat și împuțit.
Da, eu sunt destul de gelos pe crab că iau labă mai mare ca mine și da. Da. Aici s-ar putea să găsim ceva. Adică eu i-am găsit sub pietre. Bă, dacă voi știți tehnici să găsim crabi, scrieți-mi și mie în comentarii. Ce? Prinde alge. Prinde alge? Mai greu de găsit. Ai telefonul la tine? Da. Perfect! Sări! Sări, sări, sări! Spuneți toți împreună cu mine. Sări, 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 sări! Îmi plac să fac și alte chestii. De exemplu, o să filmez pe Radu când aproape pică în apă. E cel mai distractiv lucru din istorie. Poseidon! Fă așa un Radu. Stai pe piatra aia, Radu. Nu-ți mai căuta norocul. Ridică-te pe piatră. Stai cu spatele la mine. Dreaptă cu fața, stai cu fața, stai cu fața. Fă așa ca Poseidon, ca și cum ar fi regele mării. Frate, bate, vine apă din spate așa magic. Poți să-ți fac, filmez când vine apa în spate. Mă lasă mâna mai jos. Uite, uite. O să vin un val, simt. S-ar putea să stai așa vreo 2 ore. Radu, spune ce am găsit repede. Uite un rac. E rac!